Numeroase nume mari din lumea mondenă, dar mai ales din lumea fotbalului, au mers la arena națională, unde a fost depus trupul neînsăflețit al lui Helmut Ducadam pentru a-i aduce un ultim omagiu. Pe 4 decembrie, eroului de la Sevilla i s-a îndeplinit ultima dorință și anume, aceea de a fi incinerat. Fără mulă lume, doar alături de familie, este condus pe ultimul drum, acela către crematoriu. Alexandra, văduva lui Helmut Ducadam, a luat un buchet imens de flori de la Arena Națională, unde a avut loc priveghiul eroului de la Sevilla, și a mers după mașina mortoară, unde se afla sicriul cu trupul neînsăflețit al regretatului ei partener de viață. Îmbrăcată toată negru, Alexandra Ducadam a fost profund îndurerată. Totodată, nici mama regretatului Helmut Ducadam nu a putut trece neobservată. Cu fața tristă și ochii plânși, Elisabeta Ducadam a trăit marea dramă de a-și conduce fiul pe ultimul drum, către crematoriu, unde trupul lui va fi incinerat. Soția lui, Alexandra, a declarat că moartea fostului portar s-a produs rapid și nimeni din familie nu se aștepta ca de această dată să nu treacă peste problemele de sănătate. Nu am un răspuns exact pentru ce s-a întâmplat. Toate problemele au venit tăvăluc. Nu am fost pregătiți. Dacă până acum, la operații, luam în calcul varianta asta și mă pregătea, acum nu știu. El s-a internat pentru o durere de spate și de acolo lucrurile au degenerat. Miercuri spre joi a mers la urgență, pentru dureri la spate. A făcut și 5 stopuri, atât a putut să ducă, atât a fost lupta lui. M-a pregătit pentru asta de când m-a luat de soție. Mi-a spus că el este un om bolnav. Noi vom face tot ce vom putea să-i purtăm cu cinste numele. A spus mereu singura lui avere este numele și vrea să-l păstreze intact. Și cred că a reușit. Cred că a fost un om iubit. Unde mergeam lumea voia să-i strângă mâna, a fost iubit. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.